Fie Domnul! Înainte să spun o poezie, aș vrea să spun poporului o descoperire care mi-a arătat-o Domnul într-un toi de noapte. E pentru lauda lui Dumnezeu și zidirea bisericii și Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să veghem. Se făcea că aveam o casă și mi-aduc aminte că eram la etajul 4 cumva stăteam. Și în timp ce eram acolo, am auzit un trosnet mare afară. Când am ieșit la geam, am uitat ca să văd ce s-a auzit. Am văzut cum cerurile se topeau, soarele se topea, tot ce era pe cer, parcă stele, dar nu era chiar noapte, dar se topea totul, curgea în jos și nu m-am speriat. Doar știu că au zis, eram frațe făcuse deodată, erau două camere, am văzut, și într-o cameră erau frați care spuneau, era Neluțul, spunea să luăm cina repede toți. Nu știu în ce măsură și cum eram la cină, dar știu că erau pe niște scaune și surorii multe. Ne-am pus pe cap că multe nu eram acoperite, așa s-a arătat în lucrare, ne-am pus pe cap. Am luat cina. Când am luat cina, a zis să ne îmbrăcăm că trebuie să plecăm. Nu eram speriată în taina asta că trebuie să fugim, că știam că vine o nenorocire, dar știam că casa era frumoasă și aveam așa lucruri pe ea, dar nu puteam să iau nimic. Știu că m-am îmbrăcat bine, am luat geacă, sfetere. Știu că n-am apucat decât să-mi iau un pachet de șervețele la mine. Și ca la bisericile mari, erau așa pe mobile, vedeam că erau lucruri de aur. Și prima oară m-am gândit, am să-mi bag în buzunar, că am luat o geacă cu buzunare mai mari. Și Duhul Domnului spunea, nu iei nimic. Pentru că dacă cerurile s-au topit, soarele s-au topit, tot ce pe pământ, aurul tot se topește și se topește pe tine și te nenorocești singură. Atunci mi-am dat seama că nu pot să-mi iau decât șervețele. Mi-aduc aminte că vreau să bag ceva de mâncare, că erau mari buzunarele pentru copii. N-am mai zis asta pe grup, că știu că a venit și copilul meu și a spus, a auzit și el trăznetul la mare. Și a zis, păi, ce faceți voi? Și am spus, ce să facem, mama, noi plecăm, nu știu ce faci tu. Eu știu ce noi o să facem, dar nu știu ce faci tu. Și știu că m-am trezit neștiind ce va face el. Dar Dumnezeu să ne ajute să fim gata toți. Știu că Dumnezeu a vorbit și dacă îmi dați voie, citesc câteva versete de la 2 Petru, de la capitolul 3. De la versetul 10 zice, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Domnul să ne ajute. Poporule, trezește-te! Poporule, trezește-te! Nu mai e timpul de dormit! Spre mine ațintește-te, de atâtea ori eu ți-am vorbit! O, nu mai sta în nepăsare, căci eu de jertfe m-am scârbit! Trezește-te, e ultima strigare, eu, Domnul Sfânt, eu ți-am vorbit! Curând veni-vă o prigoană și atunci, poporule, ce ai să faci?
ai să începi să o iei la goană, dacă de acum cu mea putere nu te îmbraci. Poporule, te vreau cu gelozie, zi și noapte să mă cauți, să porți în sânge o credință vie ce e un adevărat tezau. Să nu mai mergi pe căi străine, să nu te mai rătăcești, trezește-te, îți spune cel pe care îl slujești. Eu vreau să torn a mea putere din plin peste poporul meu și eu îți cer, poporule, veghere, nu mai e mult, ți-am spus mereu. Nu mai e mult și se sfârșește și tot ce-odată am promis vine, vine și se împlinește și dacă nu veghezi, vei fi învins. Și vai, ce crunt va fi atunci pentru cei ce spatele au întors. Nu mai e cale de întoarcere degeaba. Mă vor chema, o, scapă-ne, Iisus, degeaba. Când se va închide ușa, se va închide pe vecii și atunci străjerul ce păzește ușa va spune, este prea târziu. Poporule, trezește-te și nu mai sta în adormire. Stai treaz și pregătește-te din plin pentru a mea venire. Poporule, eu ți-am vorbit și astăzi încă o dată. Trezește-te, nu mai dormi și cu putere te îmbracă. Eu stau la ușă și aștept, curând să o închid. Nu mai e mult și către ceri pe-a mei aleși vreau să-i ridic. Încă o dată strig, veghere, că timpul este pe sfârșit. Vine în curând răpirea și planul meu s-a împlinit. Aleluia!